Bună ziua, dragi părinți! Bine ați venit la Școala Părinților, într-o nouă sesiune în Spitalul Clinic Filantropia. Eu mă numesc Iliescu Georgiana, sunt moașă în sala de naștere a Spitalului Clinic Filantropia. Cu toții am trecut printr-o perioadă grea a pandemiei, dar am depășit-o cu bine cu toții. Având în vedere că a fost o perioadă grea a pandemiei, noi totuși încercăm și menținem acest echilibru de a purta încă masca, se poartă, este obligatorie masca de protecție în spital, să vă protejați atât dumneavoastră cât și noi. Astăzi vom vorbi despre naștere, nașterea naturală, cât și operația cezariană și leuzia. Pentru început, să începem cu bagajelul, ce trebuie să vă pregătiți dumneavoastră din timp, da? Puteți de la 30-31 de săptămâni să vă pregătiți cele necesare atât pentru dumneavoastră cât și pentru bebeluși. Ce trebuie să conțină bagajelul dumneavoastră? Lucruri personale, adică hălățel, pijamăluță, două cămășuțe, papucei, pastă de dinți, periuță de dinți, șamponel, săpunele, gel de duș, tampoane absorbante de care doriți dumneavoastră, eventual să aveți și o pompiță la dumneavoastră în bagajelul dumneavoastră pentru un caz în care aveți nevoie când o să alăptați. Dacă este nevoie, bine, dacă nu, să o aveți la dumneavoastră. În bagajel trebuie să mai aveți și eventual sticluțe de apă plată. În sala de nașteri vă ajută foarte mult să vă hidratați, fiind și o perioadă acum se va încălzi afară și trebuie să aveți mai multe sticluțe, eventual sticluțe micuțe de apă plată. În bagajel trebuie să aveți și ceva de mâncare, ceva dulce, o ciocolățică, ceva de ronțăit, un covrigei, un batonel, să le aveți la dumneavoastră în sala de nașteri sau eventual și o bănănuță. Bagajelul pe care îl faceți, dacă vi-l pregătiți și este mai mare, nu trebuie să fie de o dimensiune așa de mare, trebuie să vă puneți o etichetă pe bagajel cu numele dumneavoastră. Acest bagajel, dacă este foarte mare, va rămâne la garderobă în momentul când o să vă internați. În sala de nașteri să aveți un bagajel mai micuț în care să aveți cele necesare. Să aveți apa plată, ceva de mâncărică, telefon, căști dacă vreți să ascultați muzică. Este foarte important să aveți și ceva dulce la dumneavoastră, ca după naștere să puteți să mâncați ceva. O să vă aducă familia la urmă și ceva de mâncare, dar pentru în timpul travaliului să aveți, dacă vi se face foamică, să aveți ceva de mâncare. Deci, bagajelul mare, v-am spus, nu va ajunge în sală, va rămâne cu eticheta cu numele dumneavoastră la garderobă. În sală veți veni cu un bagajel mai mic. Deci acesta să conțină bagajul dumneavoastră cu lucruri personale. În bagajel trebuie să mai aveți buletinul de identitate, cardul de sănătate, inclusiv analizele de sânge și ecografiile efectuate în timpul sarcinii. Sunt foarte importante să nu uitați acasă dosarul cu analize și buletinul pentru internare. Este foarte important dacă aveți și celule stem și ați optat să recoltați, să nu le uitați acasă, să le luați odată cu când vă îndreptați către spital, să aveți și celulele la dumneavoastră. Acesta este bagajelul ce trebuie să vă pregătiți dumneavoastră pentru dumneavoastră. Pentru bebe trebuie să aveți Pampers, șervețele umede și o cremuță. Ce cremuță vreți dumneavoastră? Lucrușoare, Pampers, bluzițe de corp, body-uri și eventual și o căciuliță. În bagajel bebelușului poate să fie mai micuț, cu câteva lucrușoare, pentru că saloanele sunt de rumichiri la noi în spital, unde veți sta împreună cu bebelușul. Că suntem pentru o naștere naturală sau operație cezariană, bebelușii vor sta cu dumneavoastră, unde dumneavoastră o să aveți grijă de ei, unde o să-i și schimbați și bagajelul, deci tot ce conține pentru bebel, puteți să-l puneți eventual în bagajelul mai mare.
Astăzi vom vorbi despre semnele care anunță demararea travaliului pentru o naștere naturală. Vom vorbi întâi despre o naștere naturală, după care, la final, vorbim și despre operație cezariană. Ce facem dacă suntem acasă și încep ceva semne care anunță că încet, încet se poate demara travaliul? Care poate fi unul din semne? Durerea de spate asemănătoare cu durerea la menstruație. Nu trebuie să ne panicăm dacă într-adevăr încep contracții. Contracțiile la început pot fi neregulate, nesistematizate, pot să fie la o jumătate, după o oră, după care pot să devină din ce în ce mai dese. Nu ne facem griji. Pierderea docului gelatinos, sânge în cantitate redusă amestecat cu mucus. Da? Putem să pierdem docul gelatinos, după care eventual se încep contracțiile ori seara, ori în câteva ore, ori a doua zi, deci nu trebuie să ne speriem dacă ați eliminat docul gelatinos, nu intrați în panică, poate fi un semn că, într-adevăr, într-o zi, două, o să intrați în travaliu. Un alt semn poate fi diareea sau constipația, într-adevăr, puteți să aveți multe scaune și poate fi și un semn, că acesta poate fi unul din semne care demarează travaliul. Senzație cu stare de vomă și acesta poate fi un semn. Presiune pelvină, presiune în partea inferioară, da? Presiune ca la menstruație și în partea din spate, în zona sacrată, dureri de spate. Și acesta poate fi un semn. Contracțiile pot fi progresive. Pot să apară, pot să și dispară. Nu intrăm în panică, ele pot să, la un moment dat, să se rărească. Contracțiile uterine, care apar inițial ca o senzație de disconfort, sunt rare, neregulate, în timp pot să devină regulate și mai puternice. În momentul când sunt mai des, atunci, într-adevăr, începem să ne uităm la ceas, la ce interval de timp sunt. Eventual, dacă sunt mai dese, atunci, într-adevăr, la 4-5 minute, încet, încet, ne pregătim să venim către spital. Ce facem dacă observăm aceste semne? Exact cum v-am spus, dacă apar contracții la 4-5 minute, ne luăm bagajelul care este deja pregătit din timp, da? Ne luăm actele necesare, buletinul, dosarul cu analize și cardul de sănătate și venim către spital. Dacă s-au rupt membranele, da? Atunci, indiferent că avem sau nu contracții, ne luăm băgăjelul și venim către spital. Cum se rupt membranele? Deci lichidul poate să curgă, să nu facem o confuzie între a merge la baie și a face pipi foarte des și asta să nu se confunde cu se rupt membranele. Membranele se rup, curge foarte mult lichid, curge pe picioare, adică nu aveți nicio reținere. Atunci, într-adevăr, s-au rupt membranele și venim către spital. Nu stăm acasă dacă membranele s-au rupt. Dacă aveți, nu sunteți la termen și aveți 30 de săptămâni, 31, deci dacă s-au rupt membranele, venim tot la spital, nu stăm acasă. Dacă sângerați, dacă este o sângerare abundentă și știți că aveți un diagnostic de placentă previa, placentă marginală, atunci veniți la spital sau în cazul în care o sângerare abundentă, chemați salvarea, să vă aducă imediat la spital. În cazul în care nu simțiți bine bebelușul, mișcările active fetale, atunci dumneavoastră puteți să veniți la spital, să vi se facă un CTG, într-adevăr, o monitorizare, să vedem dacă bebelușul se mișcă și este foarte activ. Dacă, într-adevăr, vă știți cu, în decursul sarcinii cu tensiune, hipertensiune indusă de sarcină sau preexistentă sarcini și acasă acuzați dureri de cap, cefale, stări de vomă, puteți să veniți la spital sau dacă nu aveți acasă un tensiometru în care să vă puteți măsura tensiunea, dar ceea ce ar fi bine să aveți ca să știți exact, deci veniți la spital, este un semn în care tensiunea este foarte mare și trebuie tratament și trebuie să veniți la spital. Vorbim despre o operație cezariană. Unul din semne, dacă într-adevăr aveți o indicație de operație cezariană, să vorbim un pic așa în paralel la o naștere naturală cât și la operație cezariană. Dacă aveți un uter cicatricial și s-au rupt membranele, chiar dacă n-au început contracții, veniți la spital. Dacă au început contracții, membranele sunt intacte, uter cicatricial, veniți la spital. Contracțiile să fie tot așa, 4-5 minute. Dacă sunt mai rare, mai așteptăm, mai putem să stăm acasă. Dacă, într-adevăr, există o anomalie de prezentație, da, prezentație transversă, prezentație pelviană sau
o indicație de cezariană, atunci dacă într-adevăr aveți contracții sau sângerați, o sângerare, puteți să veniți la spital. Deci acestea sunt semnele care anunță și demararea unei operații cezariană. Iar referitor de naștere, o să mai vorbim la final despre operația cezariană, acum vom merge pe naștere naturală. În momentul când dumneavoastră, să spunem, au început contracțiile, la 4-5 minute, v-ați luat bagajelul, veniți către spital. Ce facem? Ajungem la spital, veți trece printr-un triaj epidemiologic, unde veți completa un formular, vi se măsoară temperatura, după care veți fi condusă la camera de gardă pentru consult, da? Pentru a vă vedea medicul de gardă, dacă sunteți sau dacă este dimineața în timpul program medicul dumneavoastră curent, veți fi consultată și în momentul când se va decide internarea, se face o monitorizare a CTG-ului să vedem eventual exact ce contracție aveți, la ce interval și cum sunt bătăile bebelușului, după care veți fi testată, deci orice pacientă care se internează va trebui să se testeze pentru COVID, după care se fac formalitățile de internare. Dumneavoastră trebuie să prezentați, exact cum v-am spus, dosărelul cu analize și ecografii, analizele efectuate pe tot parcursul sarcinii, buletinul de identitate și cardul de sănătate. Este foarte important să le aveți la dumneavoastră. În momentul după ce ați fost internată, se face foaia de internare. Dumneavoastră veți avea o brățărică albă la mânuță de identificare cu numele dumneavoastră, nume, prenume, CNP-ul plus numărul foi de observație și medicul care în carda cărui v-ați internat sau medicul curent care vă urmărește sarcina. După care, dacă într-adevăr sunteți alergică la vreun medicament, o să aveți o brățărică roșie, de culoare roșie, în care se spune la ce sunteți alergică. După care se face internarea, dumneavoastră o să mergeți la garderobă, unde o să fiți schimbată în hăinuțele dumneavoastră. Deci, cum v-am spus, în bagajel trebuie să aveți una, două cămășuțe, da, de noapte, în care să aveți și hălățelul, papucei. Acolo vă veți schimba cu hăinuțele dumneavoastră, o să primiți de la doamne și o bonetă și botoșei în care vi puneți să veniți în sala de nașteri cu ele. După care vă schimbați dumneavoastră, se face foaia de internare și doamna infirmieră de la garderobă vă însoțește pe tot parcursul până în sala de nașteri. La dumneavoastră, repet, să aveți în sala de nașteri sticluțele cu apă plată, ceva covrigei, o bănănuță, un iaurțel, un batonel, să le aveți la dumneavoastră, eventual travaliul fiind mai lung, să aveți ceva de mâncare și ceva dulce, o ciocolățică după naștere. Veți fi în siguranță și să nu vă fie teamă, pe tot parcursul de la camera de gardă până la sala de nașteri, veți fi însoțită de către o doamnă infirmieră. În sala de nașteri, componența sălii de nașteri sunt așa, avem un salon de pretravaliu, un salon de cezariene, sunt 4 travalii și o sală de operație. Acestea sunt componentele sălii de nașteri. În fiecare travaliu, deci avem 4 travalii, fiecare graviduță, dar și care se internează, va sta în cât un travaliu. La noi paturile sunt, se fac și masă, nu trebuie să vă urcați de pe pat pe masă, sunt unse și în cazul în care dumneavoastră vreți să vă mai ridicați, să vă mobilizați, să vă plimbați, o să puteți lucrurile acestea. În sală veți fi preluată de către moașele sălii de naștere. În sală, vorbim despre o naștere naturală, veți fi schimbată într-o cămașă de sală. Aceasta este regula sălii de naștere. Vă schimbați de cămășuța și hălățelul dumneavoastră și veți fi schimbată în cămășuța sălii de naștere. În momentul când ajungem în travaliu, veți fi monitorizată, o monitorizare externă, adică se vor așeza pe burtica dumneavoastră două sonde, o sondă pentru BCF-ul, bătăile cordului fetal, și o sondă pentru a vedea intervalul și intensitatea contracțiilor, dacă aveți contracții. Se măsoară tensiunea arterială, temperatura.
pe tot parcursul spitalizării, deci masca, cum v-am spus la început, este obligatorie, atât să vă protejați dumneavoastră, cât și noi. Deci masca va fi obligatorie. După care, dacă în momentul când ajungeți în sala de naștere, se spune că v-ați internat cu membrane rupte și trebuie și ajungeți la sala de naștere, trebuie instituită antibioterapia și aveți streptococul de grube prezent. Atunci trebuie să începem antibioterapia, adică trebuie să vă facem antibiotic, vă prindem un abor venos, dar nu o perfuzie, un abor venos în care se instituie 2 grame de ampicilină bonus, după care câte un gram din 4-4 ore până la naștere, în cazul în care există acest streptococ prezent. Deci în momentul când s-au rupt membranele, este indicată și aveți acest streptococ, este indicată profilaxia antibioticului. După care, monitorizarea se face timp de 20 de minute, în care vedem exact și contracțiile la ce interval sunt, bătăile cortului fetal. Bătăile inimioare bebelușului trebuie să fie între 120 și 160. Ce depășește 160, ușoară tahicardie. De obicei, monitorizarea se face intermitent, nu continuu. Dacă într-adevăr suntem la început de travaliu, putem să ne mai mobilizăm, să ne mai ridicăm, să ne mai plimbăm. Ca metodă de analgezie, avem anestezie epidurală sau peridurală, este același lucru. Gazul Entonox, analgezie prin inhalare, protoxid de azot 50%, oxigen 50%, care vă ajută foarte mult în timpul travaliului. Să mergem mai departe. Contracțiile uterine, exact cum am spus la început, sunt la 4-5 minute. Acum, să spunem, ați venit în sala de naștere, ați fost preluată, monitorizată. Acum începem să vedem exact intensitatea și contracțiile, la ce interval sunt. Să spunem inițial că ele cresc progresiv în frecvență, durată și sunt mai dese, sunt la 3-4 minute. Unele sunt mai lungi, altele mai scurte, contracțiile ușor neregulate. Ce facem? Prin respirație combatem această durere, adică unele pot fi ușor suportabile, altele ușor puțin mai dureroase. Suntem la început de travaliu și atunci, într-adevăr, ne echilibrăm, respirăm și vă ajută foarte mult pentru a depăși contracțiile. Ca tehnici de relaxare pe care le putem aborda în sala de naștere, în travaliu, este prima prin respirație. Inspirăm pe năsuc, dăm afară pe guriță. Este foarte important respirația în timpul travaliului. Prin respirație eliminăm orice teamă, orice frică și durerea la un moment dat și depășim și emoțiile pe care la început, datorită temei, vă este teamă, atunci prin respirație vă ajută foarte mult să depășiți aceste emoții și chiar și dureri la un moment dat, care sunt încă neregulate. Poziții favorabile în travaliu pe care dumneavoastră puteți să le adoptați, adică puteți să stați în decubit dorsal pe spate, în decubit lateral stând pe o parte, în șezut, adică în funduleț, să vă plimbați, să vă mobilizați, să vă ridicați. Cum vă simți sau eventual să stați pe un scaunel, vă monitorizăm intermitent și atunci ne dăm seama într-adevăr și ascultăm și bebelușul și vedem bătăile cordului fetal, să nu există o suferință sau să este normală monitorizarea în timpul travaliului. Dacă dumneavoastră vreți să vă plimbați, noi vă detașăm de monitor și puteți să vă plimbați. În cazul în care suportați mai ușor sau dacă stați pe o parte, atunci vă putem monitoriza și vedem exact și contracțiile la ce interval sunt. Haideți să vorbim acum despre naștere. La un moment dat o să facem o pauză după ce terminăm de vorbit despre naștere și operație cezariene și putem să luăm câteva întrebări legate de naștere. Să spunem, suntem la termen, o naștere naturală. Ce se întâmplă? Deci nașterea la prima naștere, la primii pare, durează 8-10 ore, chiar 12 ore de multe ori, la multipare, la a doua, a treia naștere durează 6-8 ore, în funcție de dinamica uterină, exact ce spuneam de contracție. Nașterea începe în momentul când contracțiile sunt ușor dureroase, însoțite de modificări ale colului. Colul trebuie să se dilate 1 cm pe oră. La prima naștere depinde de travaliu. Dacă e un travaliu precipitat, se poate dilata mai repede. De obicei, cam la prima naștere, 1 cm pe oră. Dilatația colului trebuie să fie 10 cm ca să se poată produce naștere, adică nu mai devreme, nu la 7 cm, nu la 8. Deci dilatația trebuie să fie 10 cm.
Ce facem? Prima perioadă a nașterii, care pare a fi cea mai greuță, este ștergerea și dilatarea colului. Este foarte important ca dumneavoastră, gravidița, mai ales la început de travă, la prima naștere, în care nu știți într-adevăr cum sunt contracțiile, vi se par la început că sunt neregulate, se intensifică, devin dureroase, încercăm prin respirație, prin o poziție favorabilă în travă, să combatem aceste dureri, care cu cât progresați și înaintați în travalul, cu atât ele devin ușor mai intense și mai dureroase. Dar nu este greu, pentru că datorită contracțiilor, colul la început se moaie, se scurtează și încet începe să se șteargă, să se și dilate. Exact cum spuneam, datorită contracțiilor, colul se dilată, da? La început el trece prin mai multe faze. Contracțiile pot fi dureroase, intermitente, adică au pauze între ele, și cum combatem durerea? La un moment dat ea este suportabilă, contracțiile devin mai dese, cum am spus, la 3-4 minute mai intense, 20-25 de secunde, prin respirație suportăm mai ușor durerea. Cea mai grea perioadă, exact cum am spus, a nașterii, este prima perioadă, când colul se scurtează, deci el este foarte gros. De multe ori mămicii ne întreabă pe noi mașele, am venit în travaliu, sunt de câteva ore, ce se întâmplă? Deci nu intrăm în panică, datorită acestui proces de un col scurtat, adică mai grosul, spunem noi, după care se înmoaie, devine incomplet șters și la urmă el se va șterge și atunci spunem că începe dilatația. Deci el trece prin trei faze care sunt foarte importante, pe care graviduțele de multe ori nu-și dau seama, spun că păi, eu am venit, aveam contracții la 3-4 minute, dar nu s-a modificat nimic, deci trebuie să avem răbdare. Colul trece prin această etapă în care sunt foarte importante, el nu se dilată din prima, pot fi și travalii precipitate în care, într-adevăr, colul este sub umoare și se dilată repede. Dar, de obicei, exact cum am spus, colul se dilată 1 cm pe oră, adică răbdare, că poate dura chiar câteva ore bune. În momentul, cum am spus, când el s-a muiat, s-a șters, începe și dilatațiile. Dilatația. Deci fenomenele active din această perioadă sunt contracțiile uterine. Ele acționează asupra colului, producând înmuirea și ștergerea lui. Uterul este format din două feluri de mușchi. Mușchi longitudinali, care acționează la nivelul corpului uterin, ajutând coborârea fătului, și mușchi circulari, care acționează la nivelul colului, dilatându-l treptat până la 10 cm. În funcție de dinamica uterină, este foarte importantă, mai ales în prima perioadă, dinamica uterină, adică contracțiile, sunt dureroase, mergând descrescând ca ritm, adică de la 30, 25, 20, 15, 5, 3, 2 până la 1 minut și crescând crescând ca durată de timp și intensitate, de la 20, 30, 40 până la 60 de secunde în expulzie, adică atât poate să dureze contracția în expulzie. Datorită contracțiilor, inițial cresc progresiv în frecvență, durată, intensitate, producând ușoară agitație și neliniște. Nu intrăm în panică, deci noi suntem cu dumneavoastră, moașele sunt în permanență alături de dumneavoastră, nu o să fiți singure. Noi încercăm să vă ajutăm, vă învățăm cum trebuie să respirați, dumneavoastră respirăm, depășim foarte ușor aceste contracții, care acum, de exemplu, după ce am spus, colul a trecut prin aceste etape, de la scurtat, incomplet, șters, s-a șters, încep și contracțiile să fie mai dese, la 3-4 minute, atunci și dilatația începe să se producă, să spunem, da? Colul are forma unui cerc. În momentul când este deschis și este scurtat, a trecut de aceste etape scurtat, incomplet, este șters, devine foarte suplu, este ca un cerculeț în care noi, moașele sau medicii dumneavoastră care vă examinează, în col se verifică dilatația. Da? În momentul când s-a șters colul și este suplu, moale și s-a dilatat, să spunem, deci am făcut 3 cm. Deci am intrat în travaliu. Da? De acum, contracțiile sunt mult mai dese. Când dilatația a progresat, am ajuns la 4-5 cm, de regulă, contracțiile, de regulă, travaliul se accentuează, contracțiile devin mai susținute, mai puternice. Dacă nu s-au rupt membranele și avem membrane intacte, nu este o regulă ca membranele să fie rupte spontan de acasă, puteți să veniți cu contracții, dar având membrane intacte,
sau se pot rupe chiar în travaliu, sau dacă nu s-au rupt, de exemplu la dilatație de 4-5 cm, se pot rupe membranele artificiale, ajutându-ne de un instrument steril specific pentru, special pentru această manevră. Lichidul amniotic este opaleșent, un miros specific, nu trebuie să ne speriem. Se pot rupe spontan sau artificial, sau în momentul dacă sunteți intravaliu și dumneavoastră vă doriți natural, atunci nu se pot rupe membrane. Este foarte important aspectul și al lichidului. Puteți să rămâneți cu membrane intacte până la o dilatație mai mare. Nu este o regulă acest lucru. Dacă optați pentru analgezie epidurală sau peridurală, mai este același lucru, acesta este momentul decisiv, la 4 cm, 4-5 cm și vă doriți anestezie. Anestezia se pune de către medicul anestezist, numai medicul anestezist pune anestezia. Este un cateter care se montează în spate. Manevra și explicațiile vi le dă cel mai corect și cel mai bine medicul anestezist. Dumneavoastră înainte veți fi informată despre ce conține și care sunt riscurile anesteziei. Veți semna un consimțământ în care sunteți informată și ca, dacă doriți dumneavoastră, medicul șef de gardă sau medicul curant al dumneavoastră este cel care stabilește indicația de anestezie epidurală. Este foarte important ca dumneavoastră, deci este la cerere, nu se pune că vrem noi, deci dumneavoastră, dacă vă doriți, atunci medicul dumneavoastră sau medicul șef de gardă indică și scrie și în foaia de observație indicația de anestezie epidurală. Atunci medicul anestezist poate sta de vorbă cu dumneavoastră, veți fi informată, după care se fac pregătirile pentru a monta cateterul. Dumneavoastră veți fi așezată pentru anestezie ori în decubilateral stând pe o parte sau în șezut, da, în funduleț, pentru a exprima bine spațiile vertebrale, pentru a reuși să vă monteze cateterul de peridurală. Se face o pregătire, se dezinfectează bine spatele cu betadină sau iodină, după care domnul doctor sau doamna doctor vă montează cateterul. Este foarte important după anestezia peridurală, dumneavoastră înainte, dacă n-ați avut perfuzie ocitocică, este foarte important pentru că contracțiile nu-și mai mențin același ritm, ele sunt mai scurte, mai neregulate și atunci ca să menținem din nou un ritm al contracțiilor, să susținem contracțiile, după pauza care s-a instalat după montarea anesteziei și contracțiile pot fi mult mai rare, trebuie neapărat instituită perfuzia ocitocică, da? Ca să menținem ritmul contracțiilor, să putem să progresați mai departe, că datorită contracțiilor, să știți, corul se dilată niciodată, dacă contracțiile sunt neregulate, să știți, și evoluția dumneavoastră sau să progresați, progresați mai lent, contracțiile fiind neregulate și fiind la, deci exact cum a spus la început de travaliu, 4-5 minute, cu cât se intensifică progresia dumneavoastră și dilatația este eficientă. Cu cât cresc și contracțiile și intensitatea lor, cu atât și dilatația progresează. Să știți că numai datorită contracțiilor colul se dilată. Dacă contracțiile sunt ale dumneavoastră spontane și progresați, vă doriți o naștere naturală, sigur că da, putem să vă monitorizăm, putem să vă examinăm la un moment dat, da? Să vedem, să vă verificăm dacă ori noi, moașele, ori medicii dumneavoastră sau medicii de gardă, dacă ați progresat, dacă într-adevăr aveți nevoie de ajutor, noi suntem alături de dumneavoastră și vă putem ajuta. În momentul când, deci dacă optați pentru anestezie epidurală, dacă nu, putem să folosim gazul Entonox, un gaz inhalator, exact v-am spus despre el, în timpul travalului, dar la o dilatație de 4-5 cm, nu mai devreme. Pentru că nu este nevoie, atâta timp cât contracțiile sunt încă neregulate, le suportați foarte ușor, nu este cazul. Dacă progresăm mai departe, să spunem, am ajuns la o dilatație de 10 cm. Deci ați progresat datorită contracțiilor, exact cum am spus la început, travaliu poate dura 8-10 ore, adică nu trebuie să intrăm în panică că sunt de mai multe ore și nu am progresat. Adică colul poate să se dilate un centimetru pe oră sau datorită contracțiilor să se dilate mai repede. Nu este o regulă, dar trebuie să avem răbdare, să respirăm și să încercăm să combatem aceste dureri prin respirație. Ajungem la dilatație de 10 cm, dilatația completă. Deci, în travaliu, dumneavoastră, în momentul când ajungem la dilatație
completă, trebuie să fiți monitorizată. Sau, dacă aveți o anestezie epidurală, dumneavoastră, în momentul acela, o să fiți monitorizată continuu până la naștere. Tensiunea arterială pe parcursul travaliului, cât și monitorizarea, cum v-am spus, se face regulat. Dacă într-adevăr sunteți cu hipertensiune, trebuie monitorizată tensiunea cât mai des. Dacă se întâmplă ceva și simțim o stare febrilă, atunci și monitorizarea temperaturii se va face mult mai des. Acum, la dilatație de 10 cm, când colul, noi spunem, s-a dilatat complet, este suficient de larg să facă loc să iasă capul fetal. Noi verificăm, de obicei, moașele sau medicii de gardă sau medicul nostru curent, în momentul când vă examinăm și apreciem dilatația este completă, deja simțiți presiune și apare senzația de scramăt. Din momentul acela putem încet, încet să ne pregătim de naștere, să ne scremem. E o altă perioadă când poate dura foarte mult. De multe ori mămicile cred că perioada de scramăt și expulzia durează mult mai ușor, dar sunt câteva minute bune în care, într-adevăr, mai ales la prima naștere, durează mult mai mult. Apare acum, cum aș spus, senzația de scramăt, care ajută progresia capului fetal spre ieșire. După ce vă examinăm, putem încet, încet să începem să ne scremăm. Ne așezăm în poziție ginecologică, este ideal pentru a începe să ne pregătim pentru naștere, să ne scremăm. Ne așezăm picior și exact cum v-a spus, patul din travaliu să face masă și decât vă ridicăm piciorul și ne trebuie să ne ridicăm de pe pat pe masă și ne pregătim să începem să ne scremăm. Datorită contracțiilor care sunt mult mai dese, adică cu cât ați progresat în dilatație, cu atât contracțiile, mai ales în expulzie, sunt mult mai dese și mai lungi ca intensitate, încet, încet, datorită scramătului, o să vedeți cum vă învățăm. Este foarte important ca să colaborăm și să învățați. Noi vă arătăm și vă explicăm. O să facem o ușoară demonstrație și acum să vă arăt așa ce ar trebui să, sau cum se va desfășura expulzia, cum trebuie să vă scremeți. Este foarte important ca dumneavoastră să faceți ceea ce trebuie și scramătul va fi eficient și atunci încet, încet, progresia va fi foarte, foarte bună. Este foarte bine ca dumneavoastră, gravidița, să nu vă scremeți nesupravegheată. Noi tot timpul vom fi lângă dumneavoastră, vă întrebăm dacă într-adevăr simțim presiune la funduleț, este foarte important, atunci dumneavoastră ne spuneți, noi verificăm și în prezența noastră sau a medicului începem nu singurică, pentru că dacă noi nu reușim să vă vedem și dilatația nu este completă, vă scremeți mai devreme și atunci, sau datorită presiunii cu care vine căpuțul în aria colului și atunci senzația poate fi mult mai devreme de a vă vine să vă scremeți și dilatația nefiind completă, atunci nu este bine, că se poate rupe colul. Deci dilatația trebuie să fie 10 cm completă ca să putem să ne scremem mai devreme. Deci vă scremeți îndrumate de noi, de către moașe sau cu medicul dumneavoastră curând pentru a evita rupturile de col. Asta a fost prima perioadă, nașterea, ștergerea și dilatarea, dilatația pe tot parcursul travaliului. A doua parte a nașterii este expulzia fătului. Este foarte important, exact cum v-am povestit, ne pregătim, ne scremem. La prima naștere, la primii pare, durează 30-45 de minute, chiar 60 de minute de multe ori, depinde. La multipare, la a doua, la a treia naștere, 10-15 minute. Contracțiile uterine în această perioadă sunt la un minut, două și durează 60 de secunde. Sunt contracții expulzive, deci datorită contracțiilor și prin scramătul dumneavoastră, dacă contracțiile sunt scurte, n-au această intensitate, practic ne scremem de două ori, nu de trei ori. Deci ele trebuie să fie la un interval de un minut, două, cu pauză, după care în pauză respirăm și reluăm în momentul când începe următoarea contracție. Adică scramătul poate să dureze mai mult, dar ne odihnim și încercăm să respirăm activ în pauza dintre contracții. Perioada a doua a nașterii începe în momentul în care dilatația este completă. A apărut și senzația de scramăt. Graviduța, exact cum v-am spus mai devreme, învățăm să respirăm activ în pauza dintre contracții și să ne schemăm în timpul contracției.
De multe ori, dacă dumneavoastră nu vă simțiți bine și nu puteți să stați în poziție ginecologică, ne așezăm în poziție șezând și de multe ori puteți să vă scremeți și dumneavoastră de câteva ori, eventual până învățăm cum să ne scremem. Cu fiecare contracție însoțită de 2-3 screamăte, capul copilului progresează în bazin, gravetuța simțind presiune asupra vezicii urinare și asupra rectului, cu senzația imperioasă de micțiune și de scaun. Este un semn pe care de multe ori noi vă întrebăm în expulzie. Simțim presiune asupra vezicii urinare sau asupra rectului, ca și cum ați merge la baie. Este foarte important pentru că e clar că progresia este foarte bine. Cum ne screme? Senzația de screamăt, care deja devine imperioasă, apare la fiecare contracție, provocând și coborârea creanului fetal în pelvis. Graviduța se screme de 3 ori în timpul unei contracții. Cum facem? Inspirăm aer în plămâni, da? Este foarte important. În momentul, deci exact cum v-am spus, screamătul se va face de 3 ori. Adică într-o contracție ne scremem de 3 ori. Cum? Inspirăm aer în plămâni, da? Deschidem gurița, luăm aer, ținem aerul preț de 10 secunde, da? Ca și cum am numărat de la 1 până la 10, este foarte important, preț de 10 secunde, după care ne scremem. Cu gurița închisă ținând respirația, da? Este foarte important să faceți exact cum trebuie și corect. Pentru că dacă nu inspirăm aer adânc în piept și luăm aer și dăm aerul sau înțelegem, nu ținem aerul în față, ni se înroșesc ochișorii sau fălcuțele. Este foarte important inspirația să fie în plămâni, să ținem respirația ca și cum ne-a scufundat într-un bazin cu apă și acolo trebuie efectiv să ne ținem respirația, preț de 10 secunde. Da? Luăm aer adânc în piept, ne ținem respirația, după care în momentul acesta ne scremem. Da? Ne scremem, ne scremem, după care a trecut 10 secunde, respirăm, luăm aer adânc în piept, ne ținem respirația tot așa, preț de 10 secunde, fiind a doua oară, după care ne scremem, după care respirăm, respirăm iarăși repede, luăm aer adânc în piept, ținem respirația, preț de 10 secunde, după care respirăm activ, ne odihnim, putem să bem și apă. În timpul travalului este foarte importantă hidratarea pe tot parcursul travalului, după care, datorită efortului, într-adevăr, mai transpirați, este normal, datorită efortului pe care îl depuneți, este un efort mare, dar nu imposibil, datorită faptului că vă scremeți în contracțiile acestea care sunt, într-adevăr, mai dese și mai intense, prin screamăt combatem această durere și nu mai percepeți atât de dureroase contracțiile. Adică prin screamăt, dacă ne scremem de 3 ori și facem ceea ce trebuie exact cum v-am explicat, este foarte important, progresia capului va fi încet, lentă, dar progresivă. Este foarte important ca și contracțiile să aibă un ritm la 1 minut, 2 și să dureze cam 60 de secunde în expulzie. Ce facem în continuare? Deci craniul fetal ajunge în vagină. Presând perineul și țesuturile din jur, încep să se distingă treptat. De aceea, screamătul, cum v-am și spus, trebuie dirijat potențat pentru a permite mușchilor și pierii să se distingă treptat pentru a evita eventuale rupturi inutile. Adică, în momentul când v-am spus vă scremeți sau medicul dumneavoastră sau mașa, ne scremem, după care ne relaxăm, respirăm. Trebuie dirijat potențat în sensul să nu se rupă. Medicul dumneavoastră o să constate, să vedem dacă este nevoie sau nu, într-adevăr, de o episiotomie. Nu este cazul. Noi considerăm că la noi în spital nu se fac episiotomii, la noi se lasă majoritatea cazurilor perinei intacte, numai în cazul în care medicul constată că, într-adevăr, trebuie făcut o episiotomie, există o suferință fetală sau bebelușul chiar începe să sufere și bătăile cordului fetal nu-și mai revin la un ritm normal de expulzie, atunci, într-adevăr, trebuie ajutat, în așa fel încât trebuie ajutat. Copilul, ca să se nască, trebuie să treacă prin etapele de angajare, da? În momentul când dilatația este completă, ca să se angajeze, să putem să naștem, să coboare și să se degajeze. Este foarte important, în momentul când suntem în travaliu, să naștem natural și copilul s-a angajat, a coborât, a făcut rotația internă și ne pregătim de naștere. În momentul când, fac o mică paranteză, în momentul când ne pregătim de naștere, dumneavoastră o să fiți așezată în poziție ginecologică,
medicul dumneavoastră care o să vă asiste se echipează corespunzător cu halat, bonetă, botoși, mănușterile, se pregătește o masă sterilă cu instrumente, cu halat, cu tot ce trebuie pentru asistența la naștere, este foarte importantă și pregătirea dumneavoastră, se pun câmpuri sterile pentru a proteja eventualele piciorușele sunt așezate în așa fel încât să nu pice pe masă. Se face dezinfecția vulvei cu betadină, cu apă, prima dată cu apă, dezinfect după care cu betadină, după care ne pregătim de naștere. Am parcurs nașterea, se produce, iese bebelușul. În momentul când medicul, exact cum am spus, constată că trebuie făcută epiziotomia, atunci se taie perineul, porțiunea cuprinsă între vagin și rect, pentru a proteja craniul fetal pentru a se naște, să fie bine. De obicei, perineele sunt intacte, se dirigează și se potențează scramătul în așa fel încât, dacă este nevoie de epiziotomie, se face, dacă nu, perineul va fi intact. Acum depinde, dar și că și bebelușul este foarte mare și într-adevăr macrosom, atunci probabil dacă medicul consideră că este nevoie, vă face, dacă nu, nu. Au fost nașteri naturale cu copilași foarte mari în care au fost perinee intacte, adică totul a decurs normal, totul trebuie avut răbdare, este foarte importantă răbdarea, ca dumneavoastră vă mențineți un echilibru și prin faptul că comunicăm, colaborăm și suntem împreună, ne ascultați, noi vă îndrumăm, vă învățăm, dumneavoastră deja știți ce aveți de făcut în momentul când ajungem în expulzie, cum să ne scremem, cum să ne pregătim, deja lucrurile merg foarte, foarte bine și se produce nașterea. Iese căpuțul, după care se degajează umerii bebelușului, corpul și la urmă piciorușele. Pe abdomenul dumneavoastră, în momentul când a ieșit bebelușul, aveți un câmp steril în care o să vă bucurați preț de un minut, să fiți alături de bebeluș, o să-l țineți în brațe, o să fiți foarte fericită de primul moment pe care îl aveți împreună cu bebelușul dumneavoastră, o să vă bucurați câteva minute de bebeluș. Este foarte important ca dumneavoastră să faceți ceea ce noi v-am explicat în expulzie. A ieșit bebelușul, s-a născut, o naștere naturală, cu succes, totul bine, mergem mai departe. După ce a stat la dumneavoastră, v-ați bucurat de bebe, bebelușul se clampează. În momentul acesta, de exemplu, dacă ați optat pentru a recolta celule stem, acum la naștere, după ce a ieșit bebelușul, se clampează cordonul umbilical, o bucată de cordon rămâne, cordonul umbilical, după care bucata rămâne la placentă, unde se poate recolta celulele stem. Deci să le aveți la dumneavoastră, să nu le uitați și acasă sau în bagajelul care rămâne în garderobă, să le aveți la dumneavoastră. A treia perioadă a nașterii este expulzia placentei. După ce bebelușul l-ați văzut dumneavoastră, va fi preluat de către medicul neonatolog și asistenta de neonatologie. La orice naștere, la fiecare naștere, în fiecare travaliu, există o măsuță radiantă unde bebelușii vor fi preluați de către medici, vor fi examinați. Fiecare bebeluș, noi moașele și medicii verifică, fiecare bebeluș va avea brățărica scrisă, dacă este fetiță, roz, dacă este băiețel, bleu, cu numele dumneavoastră, numărul foi de observație, data, ora la care s-a născut și sexul, este foarte important, brățărica. Niciun bebeluș nu pleacă din sala de naștere fără să aibă identificarea nou-născutului. Deci noi vă spunem și vă întrebăm și spunem tare numele dumneavoastră. Deci numele dumneavoastră va fi trecut pe brățărica nou-născutului cu declaratul la urmă, este partea cealaltă importantă, este în sala de naștere. Deci bebelușul nu pleacă din sală fără a avea brățărica ori roz, ori albastru în funcție de sexul bebelușului. Și dumneavoastră veți avea o brățărică cu numele dumneavoastră, numărul foi de observație, data, sexul și ora la care ați născut. Noi verificăm, vă întrebăm, vă spunem tare ca să verifice și medicul dumneavoastră curant sau medicul de gardă pentru a identifica corect numele dumneavoastră. După ce medicul neonatolog examinează bebelușul, îi se pune brățărica, după care vi-l mai aduce preț de câteva minuțele să vă mai bucurați de
bebeluși, noi, moașele, dacă avem timp și putem să facem o poză, două, în cazul în care se poate și avem timp, pentru a vă bucura și dumneavoastră, la urmă să rămână primele poze amintire, cât să puteți să trimiteți și familiei, că soții, familia nu poate intra în spital și atunci dumneavoastră puteți să trimiteți aceste poze familiilor. O mică paranteză, ceea ce cât de curând s-a optat, se poate opta pentru cererea soților sau cine dorește, o persoană desemnată de dumneavoastră care vrea să asiste la naștere, se poate face cereri către direcție, să poată să asiste soțul sau o persoană desemnată de dumneavoastră să asiste la naștere. Ce trebuie să faceți? Se face o cerere completată de dumneavoastră, de graviduță, privind prezența persoanei desemnate aprobată pentru asistență în sala de naștere, se aprobă de către șeful de secție sau șef de gardă sau medicul dumneavoastră curent. Deci această cerere trebuie să o completați dumneavoastră, graviduța, după care soțul sau persoana desemnată cu o declarație a persoanei desemnate care asistă la naștere, după care trebuie să aveți dovada vaccinării. Deci acea persoană care, soțul sau cea care intră în, dorește să intre în sală, dovada vaccinării că s-a vaccinat sau că a trecut prin boală sau un test RT-PCR negativ, după care și o copie după buletinul de identitate. Acestea vor merge la foaia de observație, parafată, v-am spus, de către medicul șef de gardă sau șeful de secție. Aceste cereri vor fi puse la foaie pentru persoanele care își doresc să intre în sala de naștere, dar numai în expulzie, în momentul când ne pregătim de naștere. Deci aceste reguli sunt scrise pe site-ul spitalului, cererile și ce trebuie să completați. Puteți să întrebați și medicii noastre, pot fi completate dinainte cu câteva zile de naștere, cine optează, nu este obligatoriu, numai cine dorește. Îmi cer scuze că am făcut o mică paranteză, dar legat de naștere mi-am adus aminte că se poate opta pentru a intra, dacă doriți, o persoană desemnată de dumneavoastră, dar nu este obligatoriu. Mergem mai departe. Expulzia placentei. Durează între 15 și 30 de minute după naștere. Pulsațiile cordonului umbilical încetează după câteva minute. Exact cum am spus, acum este momentul, se pot recolta și celulele stem. De obicei, să știți că se recoltează și în momentul când, într-adevăr, ați optat și pentru o bucată de țesut, de cordon, de multe ori să știți că cordonul poate fi mic, da? Adică lungimea lui poate fi mult mai mică și dacă mai are și o circulară de cordon, atunci el poate rămâne la o dimensiune mai mică și de obicei se recoltează 10-12 cm, dar sunt situații, să știți, când cordonul fiind foarte mic, chiar nu ai ce bucată mare de cordon să poți să recoltezi pentru țesut. Deci sunt situații când se poate întâmpla și lucrul acesta, adică nu este o... Se poate întâmpla, s-au întâmplat cazuri și noi încercăm să explicăm ca să se știe. Adică noi recoltăm, medicii dumneavoastră recoltează, dar este foarte important, depinde acum și lungimea cordonului. Bun, uterul se contractă pe conținut, adică placenta, începe să se dezlipească de peretele uterului, adică delivrează, alunecând în vagin în câteva contracții. Susținerea cordonului umbilical, placenta se expulzează încet, încet, împreună cu sacul membranos în care a stat fătul. Sunt foarte importante, la urmă, placenta și membranele trebuie controlate, verificate pentru integritatea lor. După naștere, placenta trebuie pusă pe măsuță în care medicul dumneavoastră care va asista la naștere verifică membranele, cotiledoanele și integritatea placentei pentru a nu rămâne resturi în uter. Este foarte importantă verificarea. După care se verifică, se termină cu expulzia placentei. Placenta a fost verificată, este integră, totul este foarte bine. Este foarte important ca dumneavoastră să aveți un abort venos, mai ales în expulzie, este foarte important pentru că există riscul de sângerare, dacă poate fi o atonie uterină sau o relaxare și atunci trebuie să avem neapărat un abort venos.
După ce se termină nașterea, uterul se contractă, este foarte important să fie strâns, să fie contractat, să nu fie relaxat. Se verifică pe părțile moi, pe unde a trecut bebelușul, canalul de naștere, filiera pelvigenitală, adică colul, foarte important să fie integru, să nu fie rupt, vaginul, perineul. Dacă este un perineu intact, este foarte bine, este normal. Dacă este într-adevăr o episiotomie, exact cum v-am spus, dacă este cazul, se face anestezie locală pentru cuxilină 1% și se, dacă trebuie într-adevăr și sunt lacerații, trebuie suturate. Acestea se fac sub anestezie locală, da? Nu o să vă doară foarte tare. Dacă perineul este intact și aveți câteva lacerații sau suturi pentru labii, acestea se suturează cu sorb foarte subțire sub efectul anesteziei. V-am spus, dacă în timpul travalului nu ați optat pentru anestezie peridurală, puteți să optați pentru gazul entonos, care vă ajută foarte mult și, de exemplu, dacă sunt de suturat în expulzie, putem eventual să folosim și gazul. Dar dacă totul se termină cu bine, nu sângerați, în câteva fire depus, dacă nu și perineul intact și vaginul este subintact, atunci nu mai trebuie puse niciun fir și nașterea încet, încet se termină. Periodul 4, când se consolidează hemostaza, este foarte important, se datorează contracțiilor și relaxării uterine, care uterul încearcă să revină la normal, ceea ce este normal în perioada de după naștere, după verificarea părților mai, uterul este strâns, se contractă, ceea ce este normal. După ce se termină nașterea, dumneavoastră, timp de 2 ore, veți rămâne în sala de naștere, unde moașele și medicul dumneavoastră vă verifică, într-adevăr, uterul să fie contractat, să nu se relaxeze, să nu existe cazuri de sângerare. 2 ore trebuie să îl masăm continuu. Nu o să vă arătăm exact unde o să-l și simțiți ca o mingiuță așa micuță rotundă, în care o să-l masați preț de 2 ore. Între timp puteți, și exact cum am spus, aveți la dumneavoastră ceva de mâncare, puteți să mâncați ceva după naștere. Nașterea naturală puteți să mâncați orice, aveți voi orice. Să vă hidratați foarte bine, să aveți ceva dulce, ca să puteți să vă mobilizați foarte repede, să puteți să mergeți cât mai repede la bebeluș, să aveți grijă și să alăptați, să aveți, să fiți cât mai aproape de bebelușul dumneavoastră. Aceasta este nașterea naturală, travaliul și perioadele nașterii. Putem să vorbim un pic și despre operația cezariană, după care luăm o mică pauză pentru întrebări. Operația cezariană, dacă sunteți programată, aveți o indicație, de obicei cezariana se face pentru o indicație. Dacă, de exemplu, exact cum am spus, travaliu, facem o probă de travaliu și bebelușul nu se angajează și, într-adevăr, trebuie să intrăm în sala de operații, sala este aproape de travalii, într-adevăr, atunci este o indicație de operație cezariană. Medicul de gardă vă informează de ce vi se face cezariana, pentru ce, deci veți fi informată, veți ști în contextul în care, într-adevăr, nașterea naturală nu se poate solda și atunci trebuie să vă facă operație cezariană. Veți fi informată pentru acest lucru. Deci, operația cezariană, în momentul când veți fi internată, o luăm puțin retoric de la capăt, pentru o naștere naturală, exact cum v-am spus, veți fi adusă în sala de nașteri cu băgăjel, cu tot, așa va fi și pentru operația cezariană, veți fi preluată de către moașe, la fel, veți fi schimbată în cămășuța de sală, este obligatoriu și la nașterea naturală, cât și la operația cezariană, să vă schimbați cu cămășuța noastră de sală. Veți fi schimbată în cămășuță, după care să aveți la dumneavoastră, foarte important, dosarul cu analize, cu analizele de sânge efectuate, mai ales în ultima perioadă, în ultimul trimestru de sarcină, foarte important, hemoleucograma și coagulograma, cât mai recente. Va fi chemat medicul anestezist de gardă, va veni, va vorbi cu dumneavoastră, vă informează, vă întreabă, veți semna un consimțământ. Anestezia o va decide dânsul cu dumneavoastră împreună, stând de vorbă, în funcție de afecțiuni. Anestezia poate fi de mai multe feluri, poate fi anestezie generală, rachianestezie regională sau epidurală, în funcție de ce stabiliți dumneavoastră cu medicul anestezist. În momentul când ați vorbit cu medicul și se stabilește indicația de că mergem în sală, atunci
asistenta de anestezie, terapie intensivă, vine, vă prinde o venă, un abort, trebuie să avem un abort venos în care veți merge în sala de operație, este foarte important pentru că se fac medicamente și trebuie să avem un ser simplu pus cu câteva minute înainte de a intra în sală. Cezariana este, v-am și spus, la o indicație, adică când aveți o afecțiune cardiacă, o anomalie, un herpes genital, uterocicatricial sau, dacă Doamne ferește, prolabare de cordon, o placentă previa, poate fi o indicație de operație cezariană. Aceasta stabiliți dumneavoastră cu medicul dumneavoastră în funcție de diagnostic, de prezentații, de indicația care vi se pune și, într-adevăr, sunteți programată pentru o operație cezariană. O operație cezariană durează o oră, o oră jumătate, în funcție de cam o oră, cu pregătiri cu tot. Da? Se fac pregătiri, dumneavoastră veți merge în sala de naștere însoțită de către moașă, în sală să aveți bonețică, botoșei, se face un câmp steril pe spate și se medicul anestezist să vă ducă anestezia, după care noi moașele, după ce se instalează anestezia, noi vă punem sonda urinară, dar după ce se instalează anestezia, sonda urinară care veți rămâne 6-8 ore, chiar 12 ore de multe ori după naștere, în funcție de mobilizarea dumneavoastră, după care facem câmpul steril pe burtică, da? Se pun câmpurile sterile de către medici, care ei fac pregătirile, instrumentarul, spălat, îmbrăcatul. Noi suntem cu dumneavoastră, suntem alături dumneavoastră, facem parte din echipa sălii. În momentul când începe și operația, se taie straturi, la urmă se ajunge bebelușul, va fi expus. Atunci bebelușul va fi scos de către medic, după care medicul neonatolog, ca și la o naștere naturală, va fi în sala de operații, va prelua bebelușul, va fi examinat, ca și la nașterea naturală, brățăricile vor fi completate de către moașe, în care va scrie numele dumneavoastră, numărul foie de observație, data, ora și sexul bebelușului. La fel, pentru fetițe roz, pentru băieței albastru este foarte important, niciun bebeluș nu pleacă din sala de operații fără să aibă brățărică la mână. Noi vă putem ajuta, dacă se poate și avem timp și se poate, vă ajutăm cu o poză, dacă nu, în funcție de timp. Bebelușul îl veți vedea și dumneavoastră un minut, un minut jumătate după ce va fi examinat, va fi îmbrăcat, schimbat și vi-l aduce să-l vedeți. Dumneavoastră o să aveți câmpuri sterile în față și nu o să puteți să fiți mișcata la operație cezariană. După care bebelușul va merge pe secție, în salon de rumingin, la anul născut. După dumneavoastră, după ce se termină operația cezariană, veți merge în terapie, unde o să stați 6-8 ore în funcție de mobilizarea dumneavoastră, unde o să primiți și calmante. Medicul anestezist o să vă prescrie medicație corespunzătoare și aceasta este și o operație cezariană. Cu cât vă mobilizați mai repede, cu atât o să fiți dusă pe secție sus. Saloanele de lăuzie sunt cu două paturi, avem și rezerve cu plată, în cazul în care optați pentru o rezervă, să stați singuri, că costă 400 de lei pe noapte. Cât la o naștere naturală, cu cât vă mobilizați mai repede, sunteți bine, uterul este retractat, este ok și vă puteți mobiliza cât mai repede, cu atâta noi vă mutăm mai repede pe secție, să puteți să aveți grijă de bebeluș. Așa și la operație cezariană, cu cât vă mobilizați, cu atâta veți putea avea grijă de bebeluș și veți fi cât mai aproape de bebeluș. Cam asta este lecția legată de nașterea naturală și de operație cezariană. Putem să luăm și câteva întrebări. Nu avem întrebări momentan. Putem continua. Am înțeles. Ok, atunci putem să mergem mai departe. Haideți să vorbim despre lăuzie. Lăuzia este perioada de după naștere, când organele genitale revin la normal, ea durează 6 săptămâni. Lochiile sunt secreții serosanguinolente provenite după naștere din uter. În primele zile sunt mai roșii și mai abundente cantitativ, asemănător cu sângele menstrual, în timp ele devin maronii și din ce în ce mai reduse. După 10-14 zile, secrețiile devin alb-galbui și se reduc treptat până la 6 săptămâni. În cazul în care ele conțin cheaguri sau schimbă aspectul și mirosul, atunci există
un semn de infecție postpartum, cu sau fără febră, este normal și bine să vă adresați medicului dumneavoastră sau eventual asistente dacă sunteți pe secție sau veniți la spital în caz sunteți acasă. Durerile imediat după naștere se datorează contracțiilor și relaxării uterului. O să simțiți aceste contracții după naștere și de multe ori mămicile ne întreabă, da, simt contracții încă, da? Deci după naștere e normal ca uterul să fie contractat, să fie tare. Simțim aceste contracții, uterul se contractă, se relaxează, sunt normale. Deci ajutând uterul să se contracte, să evolueze. Ele pot fi atenuate la prima naștere și mai intense la nașterea următoare. Involuția uterină durează 6 săptămâni. Uterul involuează cu un centimetru pe zi până intră sub simfiza pubiană, revenind organ pelvin. Este foarte important să vedem într-adevăr să nu sângerăm, ca lochiile ele în primele zile sunt mai abundente, după care încet, încet se reduc treptat. Sunt normale dumneavoastră să aveți tamponele la dumneavoastră, când și la o naștere naturală, cât și la operație cezariană, într-adevăr trebuie să avem tamponele corespunzătoare. Dar totul va fi bine. Revenirea menstruelor pot apărea începând cu a 4-a săptămână după naștere până la 6 săptămâni. De obicei, menstruele revin după oprirea răptării. Nu este o regulă. Odată cu relațiile sexuale reluate, există riscul de a rămâne gravidă chiar și în revenirea menstruelor, în perioada alăptării. Durerile perineale. Dacă, într-adevăr, exact cum am spus, există o episiotomie făcut, atunci, într-adevăr, pot persista ușoare dureri în regiunea perineală. Deci, porțiunea cuprinsă între vagin și rect, dar nu este o regulă. Adică pot fi ușoare dureri pe care le putem combate. Dumneavoastră spuneți, echipa de gardă vă poate prescrie un calmant și atunci durerile nu mai persistă și o să vă simțiți mult mai bine. Este foarte important să vă simțiți relaxată ca să puteți să aveți grijă de bebeluș, să nu vă doară. Dacă este un perine intact, este ok. Durerile nu sunt atât de mari, o mică jenă, dar nu e o problemă. O altă problemă pe care o avem și, de exemplu, dacă ați optat pentru anestezie perigurală după naștere, există această problemă în care micțiunile nu pot fi spontane. Adică reflexul de a face pipi nu mai își menține același gen și trebuie, într-adevăr, eventual, dacă dumneavoastră faceți spontan, este foarte bine, dacă nu, într-adevăr, trebuie un sondaj pentru a goli vezica, să nu existe riscul de glob vezical. Dar nu este o regulă, adică cu cât dumneavoastră reușiți spontan, cu atâta este mai bine, nu este o regulă pentru a vă sonda. În cazul în care vezica este plină, au mers mai multe seruri, v-ați hidratat foarte bine, atunci se poate face acest glob vezical și există riscul în care chiar trebuie să o vă sondăm. O altă problemă în perioada lăuziei sunt hemoroizii, care reprezintă o problemă frecventă în timpul sarcinii și după naștere de multe ori. Ei pot să se reducă chiar să dispară după naștere. Sunt cazuri în care ei sunt inflamați și persistă, dar se combat cu unguente, cu supozitoare, în care cu băi călduțe, în care ei se retrag și inflamația și nu mai sunt atât de dureroși încât să nu suportați șezutul datorită acestor hemoroizi. De evitat este foarte bine constipația. Atât în timpul sarcinii este foarte importantă pe tot parcursul sarcinii alimentația. Să fie bogată în vitamine, proteine, alimente semisolide, sucuri naturale, eventual o alimentație echilibrată în timpul sarcinii pentru a nu declanșa această constipație și eventual să se ajungă la acest hemoroiz care la urmă ei se pot menține și la naștere, adică ei pot ieși, se pot inflama și atunci este mai greu de devin dureros și ușor, un ușor disconfort. Dar se poate ajuta prin o alimentație echilibrată și eventual medicație cu cremuțe sau supozitoare. Cum am spus, alimentația după naștere se pierd cam 80 kg în primele 2 săptămâni. În perioada postnatală, mai ales dacă mămica lăptează, nu este indicată o dietă de slăbire. Alimentația trebuie să fie bogată în vitamine, proteine și eventual, cum am spus, mese mai dese, mai consistente, legume proaspete, sucuri și chiar lapte. Este de evitat în perioada lăuziei
să mâncați fasole, varză, tot ce fermentează, așa, nu prea sunt indicate, că fermentează, trece în laptele mater și atunci bebelușul îi creează un disconfort la burtică, apar gaze și e de evitat fasolea, varza în timpul alăptării. Revenirea la greutatea inițială se va face progresiv în timp, adică în momentul când alăptați este normal ca să nu ținem cură de slăbire, este de preferat să mâncați echilibrat, să mâncați sănătos, să aveți și lapte, să puteți să totul, să puteți să alăptați. Este foarte important alăptarea și poziționarea cât mai repede a bebelușului la sân. Controlul postnatal se face la 6 săptămâni de către medicul obstetrician. Este un moment favorabil de a discuta problemele apărute de după naștere, inclusiv posibilitatea contracepției pentru evitarea nedorită a unei sarcini. Cam aceasta este perioada, mai vreau să adaug perioada lăuziei, angorjarea sânilor. Este o mare problemă pentru că după naștere, în ziua a doua, a patra, când vorbim de așa zisa furia laptelui, sânii sunt mai grei și mai dureroși, plini de lapte. Senzația de disconfort dispare după alăptare, iar dacă sânul este în continuare dureros, se poate mulge cu delicatețe pentru a goli surplusul de lapte, care se va păstra în frigider, într-un recipient, într-un recipient curat și steril, pentru a fi folosit la masa următoare. Deci, dacă într-adevăr sânii sunt foarte plini și trebuiesc bebelușul suge, dar nu suficient și rămâne un surplus de lapte, acela nu se aruncă, se mulge și acela poate fi păstrat și eventual poate fi dat la masa următoare. Poziționarea și bebelușului cât mai repede la sân este foarte important ca legătura dintre mamă și bebeluș, adică el să fie cât mai aproape de pieptul mamei, de pielea mamei, este foarte bine și încurajăm alăptarea naturală, este foarte bine pentru că cu cât ajungeți mai repede și încercăm să-l poziționăm corect la sân, cu atât și bebelușul va suge și dumneavoastră puteți să alăptați. Este foarte important să fie corect pus la sân, că de multe ori bebelușii nu știu cum să tragă din, într-adevăr, din mamelor și chiar jumătate din areolă trebuie băgată în gurița bebelușii pentru ca bebelușul chiar să facă vid, să simțim într-adevăr că suge, trage și chiar se satură. Sau dacă simțim că într-adevăr stă cu mamelonul în guriță, atunci el se joacă și pot apărea eventual fisuri și ragade mamelonare, adică nici nu suge, nu se satură și atunci dumneavoastră sânii se pot exista acest surplus de lapte pentru că nu se golesc, el nu suge foarte bine și apar aceste angorjări care sunt foarte importante pentru să goliți sânul. Poziții care se pot adopta în momentul când alăptați este poziția culcată în leagăn și la sub braț sau pe o parte. Este foarte important pe o parte poziția în momentul când aveți o operație cezariană și vă doare foarte tare, puteți să-l puneți dumneavoastră lângă pe pătuț pe o parte. Sau poziția leagăn este cea mai des utilizată, poziția leagăn, dar în care într-adevăr bebelușul să fie cât mai aproape de pieptul mamei. Și încrucișat și sub braț este foarte important în cazul în care nu puteți efectiv să ia pe o parte și adus cât mai aproape de sânul dumneavoastră. Ce putem să mai spunem legat de alăptare? Este foarte important sânii angorșați în perioada lăuziei. De multe ori mămicile își fac griji și încep să intre în panică în momentul când bebelușul nu se satură, plâng și spun care sunt cauzele care bebelușul nu suge. Deci poziționarea corect la sân este cel mai important, într-adevăr chiar să simțiți că bebelușul suge și care sunt cauzele. De exemplu, secreția lactată din abundență. Începem prevenirea, începem alăptarea imediat după naștere. Prinderea defectuoasă a sânului de către copil, astfel încât sânul nu poate fi golit eficient. Încurajăm alăptarea, exact cum am spus, fără restricții, fără orar. Este foarte important la cerere. Bebelușul nu trebuie să îl programăm. Dacă bebelușul doarme, nu-l trezim
să-i dăm să mănânce. El se va trezi și atunci dumneavoastră puteți să-l puneți la sân și să alăptați. Dacă sugarul nu poate să sugă, atunci mama alăptează. Este foarte important să-l punem cât mai des. Dacă sugarul nu poate să sugă, atunci mămica va mulge laptele manual cu o pompă. Exact cum v-am spus, puteți să aveți la dumneavoastră în băgăjel o pompiță în care, în cazul în care nu puteți să bebelușul nu trage, nu este format mamelonul, atunci putem să ne muncem și să-i dăm cu biberon. Înainte de suc, pentru a stimula reflexul ocitocic, este foarte important ca prevenție comprese cu ape, cu comprese calde pe sân, masajul ușor al sânilor și stimularea tegumentelor mamelonului. Ajută mama să, în primul rând, să se relaxeze, să atașeze corect și atunci, într-adevăr, și copilul încet, încet o să tragă foarte bine și chiar o să sugă și atunci, într-adevăr, este o reușită. Dacă după subt, pentru a reduce edemul, atunci se pot pune comprese reci pe sân. Cauzele cele mai frecvente sunt pentru fisuri și ragadele care se pot face dacă copilul nu este, dacă copilul nu prinde corect sânul, atunci poate să rănească și într-adevăr să facă aceste fisuri. Înainte de la alăptare este foarte important ca mămica, da, să-și facă o toaletă. Este foarte important să apă și săpun, să spele bine sânul, să vă spălați pe mâini, foarte important, în care să aveți un prosopel în care să vă și ștergeți. Înainte de alăptare, mama trebuie să se relaxeze, să se concentreze, este foarte important. Nu trebuie să vă pierdeți încrederea că nu pot, că nu suge, că bebelușul simt că nu se satură. Este foarte important să vă relaxați, să acest echilibru îi redați și copilului starea de bine și poziționarea corect și faptul că va suge, o să vedeți că chiar se va sătura. Aplicăm comprese călduțe pe sân, exprimăm eventual câteva picături de lapte pentru a stimula reflexul de țâșnire a laptelui. Este foarte important să avem și reflexul, eventual putem să verificăm dacă într-adevăr este lapte sau nu, prin acest reflex de țâșnire a laptelui. În timpul alăptării, oferim de la început sânul cel mai puțin afectat. Dacă în cazul în care există ragade, încercăm îl luăm pe cel care nu există, după care îl dăm și pe celălalt în funcție de fisuri, de leziuni. Controlăm poziția copilului, exact cum am spus, în poziția de leagăn, sub braț sau pe o parte. Cum vă simțiți dumneavoastră mai bine? Dacă aveți operație cezarian, putem și în poziția leagăn, dar în funcție de durere. De obicei, durerea putem să o combatem cu un calmant. Schimbarea poziției la fiecare subt. Începem cu celălalt sân, după care îl dăm și pe celălalt. Niciodată nu spunem nu. În cazul în care, într-adevăr, sunt răni foarte puternice, ragade, atunci mulgem sânul și încercăm să-l golim, să nu rămână angorjat și să ajungem la mastită și eventual să nu mai putem să golim sânul. Întrerupem cu blândețe subtul cu ajutorul unui deget introdus în colțul guriții bebelușului pentru a copilul să detașeze sânul. Este foarte important ca dumneavoastră să nu fiți răcită, da? Să, eventual, dacă aveți simptome de răceală, să aveți o măscuță când alăptați, să nu-i dați și bebelușului răceală. Este foarte important atașarea bebelușului pe pielea mămicii, adică să existe acea legătură între mamă și bebeluș. Cam acestea sunt și despre lăuzie. Puțin am vorbit și despre alăptare. Dacă sunt întrebări? Nu avem întrebări. Da. Atunci vă mulțumim frumos pentru participare. Să aveți o zi minunată!